Dragi prieteni, astăzi fac un anunț de importanță foarte, foarte mare, pentru că sunteți pe canalul de YouTube Revista Pozitiv. O să aveți ocazia să primiți în casele dumneavoastră, astăzi, în 15 aprilie 2020, în plină pandemie, pe unul dintre cei mai importanți români pe care dumneavoastră îi cunoașteți. Poate nu l-ați văzut personal, dar sigur l-ați văzut la televizor, pentru că este un om de excepție, un suflet mare, care are să ne povestească câteva lucruri deosebite. Dar nu înainte de a spune cine este această personalitate marcantă a românismului, o să vă prezint pe foarte scurt pe ceilalți pe care deja i-am pus pe această pagină a canalului de YouTube Revista Pozitiv. Este vorba de Corneliu Țepeluș, producător de film român, care a lăsat Occidentul și Statele Unite ca să promoveze România și face filme de lung metraj. Urmează părintele Alin Olteanu, care slujește pentru românii din Roma, de la Fiumicino. Un interviu fluviu, să zic așa, mai urmează și al doilea, pentru că avem ce povesti acum în plină pandemie. O să ne dea câteva sfaturi extraordinare. Eddie Schneider, binecunoscutul producător muzical, care ne-a încântat cu orchestrațiile lui în anii 90. Dragii mei, orice formație pe care ați auzit-o dumneavoastră în anii 90 și ați dansat pe muzica acestor trupe sau interpreți, a fost produsă de nimeni altul decât Eddie Schneider, care a lăsat Franța și Germania pentru România, s-a stabilit în Sebeș. Un interviu extraordinar. O să vedeți că a ajuns și până la Cannes. Și a filmat și în Australia și a o poveste extraordinară. Apoi avem invitată pe Corina Martin, cea care promovează România în turism, care ne-a dat un interviu extraordinar de înălțător, pot să spun, și optimist, despre turism, despre vouchere, de actualitate, despre relațiile acestea interumane în plină pandemie. Și acum să revin la invitatul nostru special. Ce să vă spun, noi am lansat această provocare de a chema în studioul nostru aceste personalități și vor urma altele foarte importante pe care dumneavoastră o să aveți ocazia să-i cunoașteți, dacă nu îi cunoașteți deja, dar vor spune lucruri unice, pentru că eu voi dialoga cu dânsii, amintiri, prietenii mei, cunoștințele mele, deci avem povești comune, dar acest om este unic, fără metaforă, fără ghilimele, este domnul care a zburat în cosmos, oameni buni, singurul român care a văzut planeta din cosmos. Iată, acum este alături de noi și îl mulțumim pe această cale, la ora 14, ora României, vă rugăm să fiți pe fază pentru că începe premiera pe Revista Pozitiv, canalul de YouTube. Urmăriți canalul acesta de YouTube pentru că numai așa vom trece cu bine pandemia de COVID-19. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. La revedere!